Bună și bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit în cazul în care reveniți mereu pe acest canal și cu această ocazie vreau să vă mulțumesc tare, tare mult pentru că sunteți alături de mine și știu că sunt și persoane noi pe aici, așa că vă urez bun venit și sper să vă relaxați, să vă bucurați și să descoperiți arome noi. Sper să vă placă pe canalul meu, care este un fel de căsuță a mea, o căsuță parfumată. Da, despre parfumuri este vorba pe acest canal, însă la fiecare sfârșit de lună vorbesc și despre favorite, unde includ și produsele pe care le descoper, pe care le folosesc, care îmi plac, care nu-mi plac și așa mai departe. Voiam să vă mai rog ceva în cazul în care reveniți pe acest canal și vă place ce vedeți, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, pentru că știu că sunt și persoane care se uită pe acest canal, însă nu se abonează. V-aș fi recunoscătoare, este gratuit, dar dacă vreți să vedeți, nu s-a schimbat nimic pe canalul meu de când vă povestesc despre membrii, nu s-a schimbat absolut nimic. Dacă vreți să vedeți două clipuri suplimentare, zic eu momentan, pe acest canal și dacă vreți să mă susțineți, dacă vreți să susțineți acest canal, puteți să vă și abonați, aveți butonul de alătură-te sau aveți și un link în descriere, pentru că știu că nu pe toate telefoanele se vede butonul de alătură-te, așa că am pus un link în descriere și l-aveți acolo. Am acolo 4 tipuri de abonament, pornește de la, nici până acum nu știu de la cât, 3,99 lei, 4 lei, da, cred că așa, cred că da. Și cel mai mare este de 14,99 lei. Din nou, vă uitați acolo, sunt 4 tipuri de abonament pe care le-am numerotat eu cu 1, 2, 3, 5, pentru că de ce nu? Așa sunt eu, mai organizată. Ok, haideți să trecem la parfumuri, pentru că am vorbit cam mult în acest intro. Vreau să vorbim astăzi despre parfumurile pe care le-am purtat la începutul anului 2024. Știți că eu am seria mea de suflet, cum ar veni, cu parfumurile săptămânii, în care vă povestesc despre parfumurile pe care le port și săptămânal vin cu un video de genul acesta. Dar am avut nevoie în noul an de puțină organizare. Da, am avut nevoie de timp să mă organizez și să mă gândesc ce vreau să fac în continuare, ce vreau să filmez, ce serii vreau să fac. E o întreagă nebunie și cu treaba asta. Și de aceea nu am venit cu parfumurile săptămânii, dar vorbim acum despre parfumurile pe care le-am purtat în primele două săptămâni din ianuarie. Timp în care a fost și revelionul, a fost și ziua mea. Da, haide să începem, că astăzi se pare că am chef de vorbă prea mult. Vreau să vorbim despre parfumul pe care l-am purtat între ani. Parfumul pe care l-am purtat de revelion este vorba despre Gritty Tutu. Un parfum cu o deschidere fructată, are și flori, dar în bază avem mosc, vanilie, zmeură. M-a încântat tare mult, să știți, baza aceasta cu zmeură, mosc, vanilie, cred că și ambră, da, are și ambră. Și miroase, în deschidere are cocos, măr, grapefruit și cassis. Dar, per total așa, mie mi se pare un parfum destul de liniar, doar că în deschidere este ceva mai proaspăt. Apoi se dezvoltă pudrat. Pudrat, fructat. Îmi place foarte mult combinația asta de zmeură și vanilie. Este și dulce, este foarte feminin. În mijloc avem heliotropia, somie și trandafir. Deci este un parfum foarte, foarte feminin și foarte frumos. Miroase a roz, te duce cu gândul la o balerină. Și pot să zic că este un parfum feminin, romantic, versatil. Îl văd purtat și în perioada rece, dar îl văd purtat și în perioada caldă, pentru că are o prospețime, are o parte juicy, fructată, proaspătă, are o parte pudrată,
Este un parfum cu fructe și vanilie, dar nu este nici un parfum cald. Nu este un parfum cald, cremos, pudrat. Este un parfum așa mai floral, fructat, foarte feminin și foarte prințesistic, cum spun eu. Chiar este un parfum pentru o prințesică, este foarte feminin, foarte frumos și bun, bun. Chiar îmi place. Îmi place cum persistă. Îmi place foarte mult și sticla, este foarte frumoasă. Cam sticla asta spune totul despre mirosul parfumului, să știți. De obicei observ aspectul acesta, pur și simplu simt că unele sticle nu se potrivesc cu conținutul și simt că sunt unele parfumuri care miros așa cum arată. Și aici mi se pare că se potrivește foarte bine parfumul cu sticla. E foarte frumos, un parfum feminin și romantic, nimic prea mult, dar nici prea puțin. Nu este un parfum care se dezvoltă foarte mult, este un parfum pudrat, cremos o pudrat așa, în care eu simt o combinație de fructe și vanilie sau zmeură și vanilie, este și curățel. E un parfum frumos, ce să zic, v-am mai povestit despre acesta și o să-l port cu mare plăcere și la primăvară. Nu știu, îl văd destul de versatil pentru că este dulce, dar nu este foarte dulce și v-am zis că are și o prospețime care mie îmi place foarte mult. Următorul parfum pe care l-am purtat chiar pe 1 ianuarie, de ziua mea, este acest Sakura de la My Geisha. Un parfum cu floare de cireș și flori albe în deschidere. Avem fructe dulci și trandafir în mijloc, iar în bază avem patchouli și musc. Cumva, pentru mine, parfumul acesta este un parfum de petrecere. Mi se pare așa foarte girly, foarte oriental. Un parfum cu trandafir și fructe. Să știți că eu nu prea simt, adică floare de cireș, nu pot să zic că simt asta în el. Simt o combinație de fructe și trandafir. Este un parfum foarte vesel, v-am zis, pentru persoane puse pe distracție. Mi se pare foarte potrivit de purtat în club, de exemplu, ca să vă faceți voi o idee. E vesel, e frumos, e puternic. Persistă foarte bine, proiectează foarte bine. E frumos. Este un parfum foarte frumos și îl am de anul trecut. Am consumat destul de mult din el. Destul de mult. În ultima perioadă nu prea l-am mai purtat, dar este un parfum care îmi place. Este printre preferatele mele de la My Geisha. Pentru că am ales Sakura pentru că mi se pare ceva mai versatil, Dar mie mai adică place foarte mult Ladies First. Mai am unul de la My Geisha în colecție, pe care l-am purtat, dar nu foarte mult. Și Ladies First este cel pe care l-am pe wishlist de mult timp. Nu știu dacă o să-l iau, dar îmi place foarte mult acela. Dar nu l-am luat pe el pentru că îmi place când iau de la un brand un parfum, să iau ceva mai versatil pe care pot să-l port aproape tot anul, decât să iau un parfum doar pentru perioada rece, de exemplu. Dar da, îmi place foarte mult Sakura. Un alt parfum pe care l-am purtat și este nou în colecția mea este acest panetone de la Milano Fragranze. Să știți că încă încerc să îl înțeleg, să îl descifrez în ghilimele. Vai, cât de bine miroase! V-am mai zis că în deschidere simt crustă de panetone, crustă de cozonac. Este și proaspăt, se simte portocala asta măruie, se simte izul acesta de parcă o portocală confiată, o crustă de panetone. Deci este pe de-o parte aromatic, pe de-o parte este citric, pe de o parte este gurmand,
dar se simt și niște flori când se usucă. Foarte interesant, are nota 10 la capitolul unicitate. Este un parfum complex și frumos. Altceva, dacă îți dorești un alt fel de gurmand, testează-l pe acesta. Nu știu dacă te-ai săturat așa de parfumuri gurmande pe care atunci când le miroși știi exact a ce miroase, a ciocolată, a prăjitură, te duce exact cu gândul la un anumit desert. Ei bine, aici nu pot să zic asta, nu pot să zic că mă duce cu gândul doar la panetone, este doar un panetone. Nu, te duce în mai multe direcții, este și gurmand, nu este culmea, nu este un parfum dulce, este ca o pâinică dulce, dar se simte un fel de crustă de panetone cu niște condimente proaspete, cu niște citrice, poate o portocală confiată mai mult, amăruie, are portocală amăruie în deschidere, ghimbir, mandarină, are semințe de morcov și davană, în mijloc are rom, imortelă și tagetes. Am mai vorbit noi despre aceste flori. Din ce am văzut eu, sunt niște, sau marigold se mai numește, este plantă verde, te duce în grupa plante verzi, ierburi și fujer, și în bază are vanilie și hrișcă. Da, este un miros pe care nu l-am mai întâlnit până acum și asta îmi place foarte mult. Romul eu nu-l simt aici. Nu pot să zic că simt rom, deci nu simt un parfum buzii. E interesant, dar este un parfum pe care trebuie să-l testezi puțin sau poate dacă vrei ceva nou, ceva diferit, poți să îl încerci. Eu l-am văzut la un moment dat și pe... Eu l-am luat de la Esențe de Lux, dar l-am văzut și pe parfum SS, un alt site pe care vă recomand să vă uitați pentru că au niște reduceri foarte mari, foarte mari. Au reduceri, au reduceri la parfumurile de nișă, au reduceri bune și da, sunt multe care mă tentează și pe mine pe acolo, dar aveau și panetone sau aveau parfumuri de la Milano Fragranțe pe acel site, vă recomand să vă uitați pe el. Am purtat și Valentino Donna Born in Roma, pentru că este un parfum pe care îl ador, îl ador. Este un parfum elegant și sexy, un parfum pe care poți să-l porți seara, de exemplu. Este o iasomie, este un parfum cald, ambrat, o iasomie spicy simt eu aici. Foarte mult îmi place, foarte mult îmi place. Este și un parfum dulce, vanilat, ambrat. Spicy, sărat așa. Chiar miroase super, super bine. Este un parfum bun din toate punctele de vedere. Deci mie îmi place foarte mult parfumul acesta. Testați-l. Un alt parfum și el mai nou în colecția mea este acest Turmeric Latte de la Lush. Întind mâna destul de des după el în ultima perioadă. În ultimele zile chiar l-am purtat și îmi place din ce în ce mai mult, deci este foarte frumos. Acest turmeric latte are ca și note boabe, tonka, vanilie, curcuma și rășină benzoică. Curcuma sau turmeric, pe care eu îl duc așa în zona ghimbirului, doar că aroma asta de curcuma este și mai puternică, și mai puternică, deci miroase atât de bine. În deschidere, da, este destul de spicy, dar cald și dulce în același timp, pentru că imediat apare vanilia. Este un parfum spicy, foarte spicy, dulce, cald, intens, persistent, foarte bun, foarte bun, îmi place mult de tot. Am văzut că oamenii îl asociază cu Tobacco Vanille de la Tom Ford. Din punctul meu de vedere, nu știu, Tobacco Vanille nu are acest condiment care este destul de proeminent în acest
parfum, deci este o aromă foarte intensă și foarte puternică, dar așa aș putea să zic că da, este un parfum vanilat, condimentat, cald, puternic și îmi place mult să-l port. Este foarte potrivit pentru perioada rece, pentru că este și un parfum dulce. Și dacă aveți posibilitatea, dacă îl găsiți pe undeva, testați-l, pentru că e foarte interesant și unic în colecția mea, pentru că nu mai am nimic în genul ăsta. Chiar este un parfum foarte, foarte frumos, foarte frumos. Și am purtat și această minunăție de la Giardini di Toscana, care se numește Bianco Latte. Acesta era parfumul pe care voiam eu să-l port pe 1 ianuarie de ziua mea, dar pentru că a ajuns după, l-am purtat apoi. Măi fetelor și băieților, pentru că este un parfum unisex. Este o minunăție de parfum, o minunăție de parfum. Să știți că, nu mai știu, parcă am vorbit eu cu voi despre el când a intrat în colecția mea, dar apoi de-abia am început să-l port și să-l înțeleg. Este așa ca o cremă albă dulce, ca un parfum cu frișcă, dar este mai mult un parfum caramelicios din punctul meu de vedere și vanilat. Ca și note avem caramel cu marină și miere și vanilie și mosc alb în bază. Este, cum să zic eu, o bază de frișcă pe care torni caramel și miere și vanilie. Găsesc asemănări între acesta și milk. Și pot să zic că milk, știți că eu când l-am descoperit pe milk am fost înnebunită pur și simplu, înnebunită, și sunt în continuare. Când îl port mă minunez de fiecare dată, așa am început să fiu și cu acesta. Deci este la nivel cu milk, la cât de mult îmi place și la cât de mult m-a impresionat. Milk este ceva mai lemnos. Aici avem clar doar gurmanziciuni, inventez eu cuvinte noi. Este delicios parfumul acesta și vreau să vă spun că l-am purtat într-o seară când am mers la market. Am avut o geacă pe mine pe care a rămas mirosul acesta și ieri când am ieșit din nou la market sau alaltări, nu mai știu, am simțit mirosul pe geacă atât de intens și atât de frumos și atât de plăcut. Doamne, deci este minunat parfumul acesta. Minunat, minunat, minunat. Este foarte frumos. Mă bucur că este în colecția mea. V-am zis, găsesc asemănări între acesta și milk. Cred că partea caramelicioasă din acesta mă duce cu gândul și la milk. Mi se pare că pe Fragrantica este asemănat, mi se pare, nu mai știu sigur, dar oricum, mă duce cu gândul la milk, partea caramelicioasă, și este partea care mi-a plăcut cel mai mult în milk, îmi place foarte mult și în acesta, și este o parte caramelicioasă pe care nu am simțit-o în alte parfumuri, nu știu, e foarte frumos, îl ador, deci îl ador, o să-l port în continuare. Am purtat și acest mititel de la Dior. Este vorba despre Hypnotic Poison O Sensuel, care are ADN-ul cu Hypnotic Poison, are același ADN, doar că aici pe acesta îl simt mai proaspăt și mai floral. Deci se simte izul acela pudrat, vanilat, dulce, dar este mai proaspăt și mai floral. Este un parfum feminin, elegant. Avem aici floare de portocale, ylang-ylang, trandafir, orhidee, tuberoză și note verzi. Nu pot să zic că îl simt neapărat verde, dar îl simt oricum mai proaspăt, mai proaspăt decât pe Hypnotic Poison. Mi se pare varianta de primăvară a lui Hypnotic Poison și avem o bază de vanilie, lemn de santal, mosc și note lemnoase.
foarte frumos. Din păcate nu se mai găsește, nu o să insist cu el, dar îmi place foarte mult și îl port. Un alt parfum pe care l-am purtat este acest Masai Mara de la Berdot. Erau multe parfumuri care mă tentau de la această casă și nu am avut niciodată curaj să îmi cumpăr unul. Nu știu, aveam impresia că sunt genul acela de parfumuri slăbuțe. Dar nu este așa, chiar este un parfum intens. Nu pot să spun că sunt lămurită la capitolul persistență și proiecție pentru că nu am apucat să-l analizez eu foarte bine, dar o să revin cu impresii despre el, desigur. Dar ca și miros este unul foarte plăcut, este un parfum cald, aromatic, ambrat, fructat, are scorțișoară în compoziție, portocala amăruie, rășini, vanilie, paciuli, tufa de bucu este ceva aromatic, miroase foarte bine. Este un parfum cald, este un parfum pentru perioada rece din punctul meu de vedere, este marketat ca și aromatic. Asta te-ar duce cumva cu gândul că poate să fie un parfum și pentru vară sau mai versatil. Mie mi se pare pentru perioada rece, pentru că este destul de intens, iese în evidență foarte bine scorțișoara. E frumos rău de tot. Îmi place mult. L-am avut și pe acesta în coș de multe ori. Mai aveam vreo două de la Berdot, din gama asta mă refer, pentru că mai sunt și alte game. Dar dacă îl comandam, nu aveam așteptări. Și dacă ajungea la mine luat blind, cu siguranță era un parfum de care mă bucuram și mă impresiona. Doar că l-am primit și m-am bucurat tare mult. E frumos, e foarte frumos, e în zona aia de, nu știu, de cruda, așa, ca să vă faceți o idee. Nu este nimic clonă, nu este la fel, nu este genul ăsta, dar ca să vă faceți o idee, ca și categorie olfactivă, să zic așa, aș putea să zic că cruda, ce mai era? Stați așa să mă uit. Da, uite, mai era în zona asta cu Dolce Sir de la L'Herborario, pe care l-am și avut, a și l-am mirosit. Acela mi s-a părut că este ceva mai buzi decât acesta. Ce mai era pe aici? Ambră Narghil, dacă ați testat clone, eu nu am testat originalul, dar în zona aia de miros este. Dar e un miros foarte plăcut și un parfum cald care te îmbrățișează iarna. Am purtat și la Belle Parfum pentru că de asta l-am cumpărat în primul rând. L-am cumpărat recent. Mi l-am cumpărat eu de ziua mea. Eu am un label în colecție, aveam label în colecție, un parfum care se tot consuma și am vrut să-mi cumpăr backup, v-am mai povestit eu despre asta, dar am zis de ce să-mi cumpăr eu backup când pot să-mi iau Le Parfum și mi-am luat Le Parfum. E o bombă, o bombă fructată, dulce, vanilată. Delicios este parfumul acesta, știți că îmi place foarte mult la Belle. Dacă nu aveți niciunul în colecție, vă recomand să începeți cu la Belle și cu siguranță o să simțiți voi că vreți ceva mai mult de atât, ceva mai siropos, și apoi poate o să mergeți pe la Belle Parfum. Ele seamănă între ele, doar că v-am zis, acesta mi se pare mai siropos, acela mi se pare mai echilibrat, așa. Le iubesc pe amândouă, ce să zic, dar am trecut să-l folosesc și pe acesta pentru că pe label l-am folosit destul. Un alt parfum pe care l-am purtat, dar nu l-am purtat mai multe zile, adică l-am purtat într-o singură zi, pentru că și el este mai nou în colecția mea, este vorba despre Arte Bellissimo Exotic. Este un parfum în care predomină cocosul în combinație cu vanilie. V-am zis, e un haul. În haul v-am zis că nu mi se pare că ar avea asemănări cu Caedal Fursan, dar să știți că atunci când se usucă mi se pare că seamănă cu el. Doar că mi se pare mult mai bine făcut. Este mai persistent și mai intens. Și deschiderea cumva oricum este
un pic gurmandă, mă duce cu gândul la o cremă cu cocos și vanilie, mă duce cu gândul și la Raffaello. Este un parfum, da, mă duce cu gândul și la o cremă de corp, o cremă de corp cu cocos. Este un parfum care este dulce, dar nu prea dulce, adică este perfect pentru vară. Eu, când miros parfumul acesta, mă duc cu gândul exact la vacanța de vară, la mare. E cocos, e curat, muscat, un pic lemnos, are o cremozitate. Miroase foarte bine, mi se pare foarte bine echilibrat, pentru că e dulce, dar nu e prea dulce, e gurmand, dar nu este doar gurmand. E curățel, e frumos, e aromat. Îmi place. Și ultimul despre care vorbim este tot de la Orientica, pentru că v-am zis că le-am primit recent și pe acesta chiar l-am purtat mai mult. Îmi place mult de tot parfumul acesta. Dacă acesta mă duce cu gândul la vară, acesta mă duce cu gândul la primăvară. Pentru că mi se pare atât de floral și atât de romantic, romantic, îi se potrivește. La fel și la cele două mi se pare că sticlele se potrivesc foarte bine cu conținutul. Aici avem, vai, cât de frumos este! Cât de frumos este! Avem un bujor combinat cu trandafir, combinat cu ceva note verzi, cu o parte fructată. Nu este listat licii, dar eu simt în acest parfum izul acela de licii. Este un parfum inspirat de Delina, cu siguranță. Este un pic verde, v-am zis, e proaspăt, dar e și dulce. Foarte frumos, este foarte bine făcut, o să-l port cu mare, mare plăcere. Ei bine, acestea sunt parfumurile pe care le-am purtat la începutul lunii ianuarie, în noul an. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul acesta. Spuneți-mi și voi cu ce v-ați început anul, ce parfumuri ați purtat așa de început de an și de ce vă bucurați în perioada aceasta. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Mă găsiți pe Instagram, găsiți toate informațiile în descriere. Și până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!